De mai bine de 10 ani, în perioada premergătoare Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie, Biblioteca Județeană Ovidensușanu Hunedoara Deva derulează o campanie de sensibilizare și atragere a membrilor comunității, a locuitorilor din județul Hunedoara, pentru a le dărui jucării copiilor din centrele de plasament ale județului. Și anul acesta, din dorința de a oferi un strop de bucurie, jucăriile colectate cu mult drag au ajuns în centrele din Orăștie, Hunedoara și Vulcan. Campania O jucărie pentru fiecare, declanșată în urmă cu câteva luni, s-a încheiat zilele trecute. Sute de hunedoreni darnici au contribuit după puteri, donând jucării din pluș, jocuri interactive, mașinuțe, minci și multe alte jucării pentru a aduce un dram de bucurie în inima copiilor din centrele de plasament. În această dimineață, sacii cu jucăriile triate și repartizate în funcție de destinație și numărul copiilor din centre au fost încărcați într-o autoutilitară cu destinația Orăștie, Hunedoara și Vulcan. Să le punem pe eticheta noastră exterior, bine? Apropierea zilei de 1 iunie este un bun prilej de a manifesta dragostea și preocuparea față de copii, în mod deosebit pentru copii instituționalizați, copii care trăiesc în centrele de plasament din județul Hunedoara. Astfel, copiii care trăiesc în centrele de plasament în județul Hunedoara se bucură și de atenția și de afecțiunea noastră, de căldura sufletească a sutelor de oameni care au venit la noi la bibliotecă și au adus jucării pe care le oferim astăzi copiilor din Orăștie, Hunedoara și Vulcan. Bucuria cu care ne întâmpină, plăcerea cu care se apropie de fiecare obiect pe care îl primesc de la noi, sunt tot atâtea dovezi ale faptului că merită să facem an de an acest gest. Le mulțumesc tuturor oamenilor de bine care în această perioadă au venit la noi și ne-au adus jucării, de la copiilor, de la nepoților sau pur și simplu au cumpărat pentru această acțiune, făcându-le o bucurie deosebită în preajma zilei de 1 iunie. Am primit jucării de pluș, am primit jocuri interactive, am primit mașinuțe, mingi, tot ce s-a putut primi de la acești minunați oameni. Proiectul Bibliotecii Județene, o jucărie pentru fiecare, are drept țintă copiii din centrele de plasament din județul Hunedoara, iar miile de hunedoreni care în cei peste 10 ani au donat jucării au devenit într-un fel înlocuitorii părinților pe care acești copii nu-i au sau de care sunt despărțiți.